Asculți Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine ne-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Luciana Pisecaru, psiholog și terapeut holistic, coach de dezvoltare personală și vă prezint emisiunea Vocea Interioară la Radio Terra Nova. În cadrul acestei emisiuni, îmi propun să abordăm subiecte legate de viață, de ființa umană și dezvoltarea ei pe toate ariile. În cadrul ediției de astăzi, am pregătit un subiect numit logopedie. Invitata mea este Alina Mihăiescu, psiholog și logoped. Ce este logopedia și cu ce se ocupă ea? Logopedia este o știință care se ocupă cu studierea tulburărilor de limbaj, cu prevenirea și corectarea acestora, precum și de realizarea procesului de înțelegere și transmisie corectă a informațiilor. Deși există multe alte științe care studiază limbajul, cum ar fi psihologia, psiholingvistica, psihopedagogia, totuși logopedia este singura care oferă metodele necesare corectării și dezvoltării limbajului. Trebuie spus că logopedia acordă atenție în special copiilor, deoarece automatismele psiholingvistice, nefiind încă bine consolidate, ele pot fi înlăturate mai ușor și înlocuite cu însușiri corecte de vorbire. Iar succesul terapeutic la copii este facilitat și de sistemul nervos, care conține o mai mare plasticitate la vârsta copilăriei. Ce sunt tulburările de limbaj și care sunt cauzele acestora? În primul rând, trebuie spus că la copii vorbirea nu apare spontan. Ea se prezintă în cadrul dezvoltării ontogenetice, sub forma unui proces lung de învățare, fiind influențat de anumiți factori, cum ar fi mediul de viață și de activitate, capacitatea intelectuală și de verbalizare, afectivitatea și personalitatea copilului, precum și eficiența procesului instructiv-educativ. Tulburările de limbaj cuprind toate deficiențele de înțelegere și exprimare orală, de scriere și citire, de articulare, care pot fi cauzate de diferite situații, de diferite probleme de natură organică, funcțională, psihologică sau educațională, și care acționează asupra copilului mic în perioada apariției dezvoltării limbajului. O clasificare complexă a tulburărilor de limbaj este dată de psihologul Emil Verza. Această clasificare ajută logopezii în momentul în care trebuie să pună un diagnostic. Cuprinde 7 categorii de tulburări de limbaj. Așa, enumerate pe scurt, ar fi tulburări de pronunție și de articulare, tulburări de ritm și fluența vorbirii, tulburări de scris-citit, tulburări polimorfe de limbaj, tulburări de dezvoltare generală a limbajului, tulburări de limbaj bazate pe disfuncții psihice. La copii, cea mai des întâlnită tulburare de limbaj o reprezintă dislalia. Care este rolul logopedului și dacă poți să spui ce faci tu ca logoped mai concret? Rolul logopedului este de a evalua, a diagnostica și a trata tulburările de limbaj. În afara tulburărilor de limbaj pe care le-am amintit anterior, logopedul evaluează și însuși și dezvoltarea psihomotricității copilului, adică însușirii de către acesta a schemei corporale, a lateralității, a motricității grosiere și fine, a structurilor perceptiv-motrice de timp, de spațiu, de culoare, de formă, deoarece acestea sunt esențiale atât pentru dezvoltarea copilului în ansamblul său, dar la fel de importante și pentru o pregătire de adaptare ulterioară la cerințele programelor școlare.
Acum, în funcție de ce observă logopedul în cadrul evaluării sau pe parcursul ședințelor de logopedie, acesta poate îndruma părinții să meargă cu copilul și către alți specialiști, cum ar fi psiholog, psihiatru, neurolog, orelist. În urma evaluării și a diagnosticului pus, logopedul întocmește un plan de intervenție personalizat fiecărui copil și are în vedere obiectivele pe termen scurt, o durată prognozată de atingere a acestor obiective, metode și mijloace necesare folosite, factori implicați, părinți sau alți specialiști, precum și mijloace de evaluare a obiectivelor realizate. Care sunt efectele tulburărilor de limbaj asupra copiilor? Efectele tulburărilor de limbaj asupra copiilor sunt multiple. De exemplu, le îngreunează exprimarea propriilor gânduri și sentimente, ceea ce impactează în sens negativ modalitatea de a-și găsi cuvintele prin lipsa dezvoltării capacității cognitive la nivel optim. Toate aceste efecte negative pot conduce la dezechilibre privind personalitatea și dezordini comportamentale, iar acest lucru poate proveni din cauza frustrării, a dificultăților de comunicare, prin reținere și teama de a vorbi, creindu-le astfel o stare de rigiditate, de izolare, de subapreciere, care duc la o scădere a stimei de sine. Pentru copiii cu tulburări de limbaj, copiilor cu tulburări de limbaj le este foarte dificil, iar tabloul manifestărilor psihice se complică odată cu începerea școlii. Aceste tulburări pot determina la retragerea din interacțiunile sociale, la reticența de a contribui la discuțiile din clasă, la lipsa de atenție. De asemenea, neputința de a se exprima corect provoacă acestor copii cu tulburări de limbaj o stare de oboseală intelectuală și fizică, hipersensibilitate afectivă și refuzul de a mai răspunde de teamă de a nu greși. Pentru elevii cu tulburări de limbaj există de asemenea posibilitatea să recurgă la mecanisme de adaptare inadecvate, cum ar fi hărțuirea, delicvența, absenteismul, iar acest lucru ar putea fi interpretat greșit, ca pur și simplu un comportament rău, când de fapt acești elevi, acești copii sunt incapabili să-și exprime sentimentele, să folosească limbajul, să spună de fapt care sunt frustrările și de ce au recurs la asemenea comportament. Alina, ce ar trebui să facă părinții când observă la copilul lor apariția unor tulburări de limbaj? În primul rând, ar trebui să solicite o evaluare logopedică, în urma căruia un specialist le va spune care este diagnosticul și ce urmează să se întâmple. În al doilea rând, atitudinea părinților față de dificultatea copilului ar trebui să fie una proactivă, de înțelegere și de susținere. Dacă începând cu vârsta de 3 ani, să zicem, părinții observă că limbajul copilului este unul sărac, cu foarte puține cuvinte, fără a formula propoziții simple, atunci este necesară consultarea unui logoped, pentru că de cele mai multe ori poate fi vorba de o întârziere în dezvoltarea limbajului. Însă, pentru corectarea unor sunete deficitare, cum este în cazul dislaliei, literatura de specialitate recomandă ca intervenția logopedică să fie făcută începând cu vârsta de 4 ani. Mulțumim! În ce măsură colaborarea dintre logoped și părinți influențează pozitiv rezultatele intervenției logopedice? Aici trebuie spus că pentru majoritatea copiilor, consultarea unui logoped o dată sau de două ori pe săptămână nu reprezintă suficient timp pentru a dezvolta abilități lingvistice îmbunătățite. Când terapia se termină, părinții pot continua să exerseze acasă temele primite de la logoped. Cu cât copiii petrec mai mult timp exersând abilitățile,
cu atâta mai repede vor reuși, deoarece conversațiile dintre părinte și copil au un impact uriaș asupra dezvoltării limbajului. Putem spune că atunci când copiii lucrează cu un terapeut, ei dobândesc cunoștințe valoroase, dar când zilnic vorbesc cu părinții și familia, atunci ei devin capabili să pună în practică acele noi cunoștințe. De remarcat ar fi faptul că implicarea părinților este de două feluri, una activă și, din păcate, una pasivă. Atunci când părinții joacă un rol activ în intervenția copilului lor, spre deosebire de a fi doar observatori pasivi, copiii fac mult mai multe progrese în obiectivele lor logopedice. Părinții care se implică activ susțin demersul terapeutic prin continuarea acasă a muncii logopedului. Implicarea pasivă constă, din păcate, doar în aducerea copilului la cabinetul logopedic, fără ca părinții să se implice și în efectuarea acasă a exercițiilor primite. Acum, temele pe care logopedul le dă au rolul de a veni în sprijinul copiilor să practice și să consolideze abilitățile obținute în cadrul terapiei, iar progresul micuților să fie unul vizibil. De asemenea, au rolul și de a încuraja implicarea familiei în demersul logopedic. Ar mai fi de adăugat că dacă există mai multe pauze între ședințele de logopedie, fără o reluare acasă a temelor, atunci există posibilitatea ca regresia să aibă loc. Aceasta înseamnă că s-ar putea pierde o abilitate de vorbire dobândită anterior. Concluzia este că familia este cea care, în care copilul crește, se dezvoltă, servește drept suport și sprijin și model de învățare. Cu ea dobândește abilități de comunicare de bază, reguli și îndrumări de relaționare cu ceilalți. Prin urmare, mediul familial este cel care poate întări și stimula cel mai mult copilul în evoluția sa terapeutică. Care sunt aspectele care evidențiază eficiența terapiei logopedice? Ce ai putea să ne spui despre asta? Da. Eficiența terapiei logopedice are în vedere mai multe aspecte, cum ar fi particularitățile de dezvoltare ale copilului, relația terapeutică dintre logoped și copil, spiritul ludic al logopedului, frecvența participării copiilor la ședințele de logopedie, precum și colaborarea strânsă dintre logoped și părinți. Din ceea ce poate face logopedul, cred că o valoare foarte mare o are relația terapeutică, care trebuie să fie una bazată pe încredere, pe autenticitate și deschidere, astfel încât logopedul să câștige încrederea copilului și atenția acestuia, să-l poată implica cu ușurință în procesul terapeutic și în acțiunile pe care le întreprinde. În crearea acestei relații terapeutice sunt importante empatia, sprijinul, suportul, întărirea resurselor copilului. Totodată trebuie și niște limite clar definite, astfel încât fiecare ședință să-și atingă scopul propus, obiectivul, și să se desfășoare în parametrii optimi, dar în același timp să-i păstreze copilului dorința de a se întoarce, de a reveni și a continua demersul logopedic. Un alt aspect care evidențiază eficiența terapiei logopedice îl reprezintă spiritul ludic al terapeutului, deoarece la această vârstă totul se învață prin joc și acest lucru poate să întărească relația logoped-copil în tot procesul. Aplicarea jocurilor didactice crește eficiența procesului pedagogic, în plus încurajează dezvoltarea memoriei, a gândirii, a vocabularului,
formează pronunția corectă a sunetelor, dezvoltă vorbirea coerentă și capacitatea de a-și exprima corect gândurile. În procesul de joc care are loc în cadrul ședințelor de logopedie, copiii lucrează împreună cu toți analizatorii, auditiv, vizual, olfactiv, de vorbire și motor, care permit cel mai eficient proces de corectare. Printre exercițiile efectuate în cadrul ședințelor de logopedie, așa câteva pe scurt enumerate pentru fiecare analizator ar fi: pentru analizatorul auditiv avem exerciții de dezvoltare a uzului fonematic, pentru analizatorul vizual există jocuri pentru dezvoltarea coordonării mână-ochi, pentru cel motor există activități precum dezvoltarea motricității grosiere și a motricității fine, iar pentru analizatorul olfactiv avem exerciții de respirație. În plus, procesele mentale precum percepția, memoria, gândirea sunt de asemenea antrenate și incluse în toate jocurile cu care ne jucăm în cabinet. Personal, cu fiecare copil, în cadrul fiecarei ședințe de logopedie, îmi rezerv 15-20 de minute pentru jocuri care au ca obiectiv dezvoltarea cognitivă. De unde ai această pasiune de a lucra cu copiii, Alina? Pot spune că pasiunea a apărut de mică. Mi-am iubit educatoarea. Țin minte parfumul, țin minte zgomotul făcut pe parchet de încălțămintea ei, de tocurile ei. Țin minte și acum cum arăta. Glasul, absolut tot. Am iubit grădinița. Și pentru că am crescut la bunici, totdeauna orice lucru, orice făceam acolo în grădiniță, îl făceam în dublu exemplar. Și pentru părinții mei și pentru bunici. Și întotdeauna mă bucuram, întotdeauna ridicam mâna și întrebam dacă pot să fac de două ori, dacă îmi dă voie. Ce frumos când ne întoarcem la copilărie și ne amintim așa de toate aceste momente. Da. Superb, superb. Și sărbări, tot țin minte. De acolo a început. Și acum când lucrez cu copiii, am senzația câteodată parcă mă văd în educatoarea mea. Deci parcă acum înțeleg și eu cam ce simțea ea, așa, pot să-mi dau seama că a fost o educatoare extraordinar de bună. Educatoarea pe care am avut-o eu, au avut-o și cei doi frați ai mei mai mici. Deci a fost un model pentru un tine model, și da. Te-ai regăsit ulterior. Da, da. Foarte frumos. Ce impedimente ai întâlnit în activitățile tale cu copilașii? Cel mai mare impediment este pe care l-am întâlnit, de fapt, sunt părinții. Părinții care fie nu acceptă anumite situații, fie nu se implică în lucru cu copiii acasă, în efectuarea temelor. Adică vrei să ne spui că nu acceptă că acel copil sau da, printre că, copiii da, care da, sunt da. În familie nu acceptă acest... Că poate avea o tulburare de limbaj. Sunt părinți care consideră că nu-i nimic, va vorbi, o să vorbească și la 4 ani, și la 5 ani, și la 6 ani. Eu nu zic că nu sunt cazuri, sunt excepții, da, știm și noi câteva excepții care au fost așa, dar ce te faci dacă ajungi la 5 ani și vezi că copilul tău n-a fost acea excepție, care și-a dat drumul și a vorbit fluent, corect, perfect la 5 ani? Ce faci atunci? Da, din câte știm, mulți dintre părinți în ziua de astăzi spun lasă că o să vorbească el sau lasă că și nu știu cine din familie a vorbit mai târziu. Și cumva mai dă un timp
acestei vizite la, logoped? Da, mai dă un timp, dar din păcate cu cât timpul trece, cu atât este mai dificil. Da, se poate, bineînțeles că se poate, se pot remedia. Acum depinde și de tulburări, de cât de grave sunt, de cât de severe sunt. Dar trebuie să ne gândim că este o diferență între grădiniță și școală. Deja la școală copilul ar trebui să vorbească corect, pentru că așa cum vorbește, așa va citi și așa va scrie. Și cum spuneam mai devreme, în efectele tulburărilor de limbaj asupra elevilor sunt mult mai greu de gestionat pentru copii și de trăit pe pielea lor decât atunci când sunt copiii la grădiniță. Știu că mai există o categorie de părinți care, din ce am aud și eu și chiar mi-ai spus și tu înainte, că te lovești iarăși de o situație în care părinții nu colaborează. Ce ar trebui sau cum ar trebui să acționeze părinții ca să existe o bună colaborare între logoped și, nu știu, și continuitatea terapiei acasă eventual? Dacă părintele acceptă că micuțului are tulburare de limbaj, atunci este un punct de pornire. Primul pas este să accepte. Al doilea pas, în momentul în care logopedul lucrează cu copilul, eu personal, fiecare copil la mine are un caiet de logopedie, unde notez acolo în fiecare ședință ce lucrez cu copilul, ce teme are copilul de făcut pentru acasă. La terminarea ședinței, prezint părintelui ce am lucrat, ce am făcut, care este tema pentru acasă și cum să o lucreze. Părintele întotdeauna este îndrumat de logoped, îi se spune părintelui, îi se explică părintelui cum să lucreze, cum este nevoie, chiar și cuvinte de spus, pe silabe, modul în care le spune, cum să accentueze sunetele, copilul să audă, diferite feluri de joc, exact, poate jocurile pe care le-am jucat în cabinet, îi le povestesc părintelui și le poate juca acasă. Cu cât exersează mai mult, cu atât interesul este, până la urmă, terapia logopedică să nu se lungească, pentru că este în interesul copilului să ajungă să vorbească corect și într-un timp cât se poate de scurt, posibil, timpul cel mai posibil. Și sigur că acolo unde există și colaborarea părinților, rezultatele vin mult mai repede și... Întotdeauna se întâmplă treaba asta. Pentru că copilul nu este autodidact la vârsta asta. Noi nu ne putem aștepta de la el, eventual să-și ia caietul de logopedie și să vină la mama și să zică: mama, te rog frumos, citește. Na, fiind un copil preșcolar, nu știe să citească. Hai, te rog, eu citește-mi și hai să lucrăm. Eu n-am întâlnit până acum un copil să facă așa ceva. Nu, părintele este cel care ia caietul, hai să joacă sub diferite forme, să lucreze, să exerseze. Eu spun, întotdeauna le spun părinților, 10 minute, 15 minute, 20 de minute pe zi. Bun, împărțite, 10 minute acum, peste o oră alte 10 minute. Important este să facă. La ei funcționează bine picătura chinezească, să zic așa, puțin și des. Deci dacă fac zilnic, puțin, dar zilnic, des, atunci se va observa. Degeaba fac, astăzi stau și lucrez cu copilul jumătate de oră, o oră, deci el e obosit, nervos, nu mai vrea, nu mai poate, mă urăște, da? Și după aceea 5 zile nu mai fac nimic. Nu așa funcționează. Zic, nu, azi am făcut 50 de minute, deci 5 zile stau degeaba. Nu funcționează așa. Nu, 10 minute pe zi. Plus că copilul trebuie să fie și el într-o stare de relaxare, într-o armonie, adică nu putem să facem terapie, că spun și eu tot prin prisma acestei meserii a fi terapeut, copilul trebuie să aibă o stare de relaxare, de armonie, trebuie să-l aduci din joacă și să-l faci să colaboreze, că tot ceea ce se face atunci când face sub o presiune, sigur că opune rezistență și acolo
nu mai sunt rezultate și nici nu este de indicat asta. Nu mai sunt și efectiv creierul se blochează. Deci nu mai poate gândi, nu mai poate reacționa. Fie face ceva mecanic, fie nu mai vrea să facă. Dar oricum nu face cu plăcere și nu face ceva care să-i rămână în minte. Acolo, puțin. Puțin câte puțin se adună. Alina, ce poți să ne spui despre dislalie? Dislalia, așa cum ai mai spus, este tulburarea de limbaj cea mai des întâlnită la copii. Ea este o tulburare de articulare și de pronunție, manifestată prin incapacitatea de emitere corectă a unuia sau a mai multor sunete, în vorbirea fie spontană, fie repetată, prin omiterea, deformarea, înlocuirea și inversarea sunetelor sau prin introducerea de sunete parazite într-un cuvânt. Așa, deci dislalia este, cel mai simplu spus, atunci când copilul nu vorbește corect, nu spune un cuvânt corect, nu spune un sunet corect, înlocuiește un sunet cu alt sunet, stâlcit, cum spunem noi, peltic poate. Poate spune corect, auzim un s, un z, dar scoate limbuța printre dinți, ceea ce iar nu e bine. Care sunt urmările lipsei terapiei logopedice? Urmările lipsei sunt mari. Acum depinde, fie poate din imposibilitatea părinților de a ajunge la un cabinet de logopedie, fie din neimplicarea părinților, pur și simplu din indiferența părinților de a aduce copilul, tot așa probabil pe motivul lasă că o să vorbească, lasă că o să se descurce, lasă că o să facă. Punem punct aici ediției de astăzi. Îți mulțumesc, Alina, pentru toate informațiile transmise. Te mai aștept la Vocea Interioară. Mulțumesc și eu, Luciana, pentru invitație, mulțumesc ascultătorilor și cu drag să ne revedem și altă dată. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră și nu uitați, Vocea Interioară este ghidul nostru care ne conduce pe drumul cel drept. Vă doresc o seară minunată, pe curând!